Figură unică și seducătoare în peisajul teatral interbelic, actrița Leni Caller își scrie jurnalul în exil. Peregrinarea forțată prin capitalele europene, impusă la sfârșitul anilor 1950 de istoria, care începuse să-i saboteze succesul, Face să pară doar un vis minunata perioadă a tinereții, în care viața fusese teribil de generoasă cu tânăra actriță. În cele aproape trei decenii în care cariera ei s-a consumat, Leni Caller a cunoscut un succes imens. A fost răsfățată a celor mai importanți cronicari dramatici ai vremii, adorată a mai tuturor colegilor de scenă, muza monștrilor sacri ai literelor interbelice. Camil Petrescu i-a citit din cărțile proprii sau ale altora, i-a fost profesor, a învățat-o să joace. Sebastian a compus pentru ea și, în urma unui pariu cu ea, jocul de vacanță. iar în notele sale zilnice, eroina principală a piesei, Corina, e numită mereu Leni. Tudor Mușatescu i-a dedicat toată opera dramatică viitoare, nota scritoarea Ioana Pârvulescu. Apoi, cortina cade, ultima oară pentru Leni Callert pe scena teatrului, în luminile și aplauzele rampei. Și începe o altă cenușie reprezentație, fără spectatori, a unui rest de viață lipsit de bucuria teatrului. Dar este și începutul unei nesfârșite călătorii între prezent și trecut, în speranța regăsirii paradisului pierdut. Martore ale acestei zguduitoare căutări sunt paginile de memorii ale actriței, adunate sub titlul Artistul și oglinda și editate în caietul cultural numărul 9 al revistei Realitatea Evreiască, publicația a Federației Comunităților Evreiești din România. Volum care a constituit un eveniment editorial de prim rang al începutului anilor 2000. Tulburătoarele mărturisiri au captat însă imediat atenția și interesul lumii teatrale românești și au readus în lumina reflectoarelor personalitatea fascinantei actrițe, în spectacolul Marea iubire a lui Sebastian. Premiera a avut loc în anul 2010, scenariul și regia artistică fiind semnate de Diana Mihailopol, care i-a distribuit pe Rodica Mandache și pe Marius Manole în rolurile principale. Rodica Mandache intră sub pielea acestei femei la Apus, Lenny Caller, și reînvie și retrăiește amorul ei cu Mihail Sebastian. Intimitatea este registrul care îi aduce împreună într-o experiență pe cei doi actori. Un joc matur, extraordinar de profund, plin de conținut, de sensuri secunde, sensibilitate, fragilitate, abilitate. Considera criticul de teatru Marina Constantinescu. Montarea s-a bucurat de succes atât din partea publicului, cât și a criticii de specialitate, iar în anul 2014 a fost înregistrată în studioul de teatru al Societății Române de Radiodifuziune, varianta radiofonică a spectacolului, cu aceeași distribuție de excepție: Rodica Mandache în rolul actriței Lenny Caller și Marius Manole în rolul dramaturgului Mihail Sebastian. Sub bagheta aceleași tinere și talentate regizoare Diana Mihailopol. Vă oferim un fragment din spectacolul radiofonic Marea Iubire a lui Sebastian, o creație tulburătoare de certă valoare artistică, în care cei doi celebri actori oferă, încă o dată, cu generozitate, măsura talentului, măiestriei și profesionalismului lor, dăruind publicului ascultător o experiență de potrivă teatrală și umană profundă și restituind o filă din istoria scenei românești și a moștrilor sacri care o slujesc cu dragoste și de